Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și astăzi vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Salvați de români, rușii, drept mulțumire, au ciopârțit România. Planurile secrete țariste. Din secretele istoriei. Luarea principatelor române ca zălog. După cum se știe, războiul ruso-turc 1828-1829 s-a încheiat în septembrie 1829 cu tratatul de la Adrianopol, care a consfințit victoria Rusiei. În timpul acestei conflagrații, lui Pavel Kiselev i s-a acordat gradul de locotenent general pentru implicarea sa în război. Țarul l-a numit reprezentant al său în ambele principate române, de fapt domnitor, pe contele erou Pavel Kiselev. Drept garanție pentru suma de bani pe care Turcia trebuia să o plătească, Rusia s-a considerat îndreptățită să ocupe, timp de 10 ani, principatele române, cu o eventuală prelungire până la achitarea integrală a datoriei de către turci, de parcă românii erau un oarecare zălog, dar țarului nu-i păsa. Rusia își continua politica începută de Petru cel Mare, o politică expansionistă, și, cum de ceva vreme pusese ochii pe principate, mai ales pe ieșirea la mare și gurile Dunării, rușii s-au instalat în principate ca la ei acasă, iar mâna de fier folosită a fost proaspătul general Pavel Kiselev. Trei guvernatori ruși. La 7 noiembrie 1829, generalul Pavel Kiselev, comandant al armatei rusești din principatele române, era numit președinte plenipotențiar al divanurilor Moldovei și țării românești. Pavel Kiselev a ajuns la București în prag de iarnă. În principate bântuia ciuma dinspre otomani. Zeci de mii de oameni riscau să moară de foame din cauza rechizițiilor de alimente. Kiselev a instituit carantina la Dunăre și a adus grâne de la Odessa. Dar, ca să existe suficientă hrană, drumuri bune și un sistem sanitar viabil, era nevoie permanentă de organizare politică eficientă. Așa au apărut regulamentele organice, primele constituții ale Moldovei și țării românești. La baza acestei numiri a stat tratatul de la Adrianopol, care instituia Rusia drept putere protectoare a principatelor. Înainte de venirea generalului Pavel Kiselev, cel mai important conducător al administrației militare rusești în cele două principate în această perioadă, aceste funcții au fost ocupate de alți conducători ruși. Feodor Pahlen a fost primul guvernator într-o succesiune de trei președinți plenipotențiari ai divanelor din Moldova și Valahia și supervizor oficial al celor două comisii însărcinate cu redactarea legilor. În timpul lui Pahlen au început lucrările pentru scrierea unor coduri legislative, care au pus bazele primare ale regulamentelor organice. Feodor Pahlen însă nu a putut face față situației dificile din principate, dar mai ales nu a putut împrunta și opri intrigile boierilor și, în februarie 1829, a fost înlocuit cu Piotr Jeltuhin. În timpul acestui guvernator s-a putut observa mult mai clar intenția Imperiului Țarist de a desfășura nu doar activități de protectorat, ci mai mult de expansiune și supunere. Jeltuhin își folosise poziția pentru a manipula procedurile comisiei formate din boieri români, numise proprii săi membri în funcții administrative și redusese la tăcere toată opoziția, exilând toți boierii antiruși din principate, inclusiv pe Iancu Văcărescu, membru al divanului Valahiei. În scrierile sale, Ion Ghica susținea că generalul Jeltuhin și subordonații săi au apărat toate abuzurile și nedreptățile rusești. Această situație, bazată pe abuzuri și intimidare asupra poporului român, numită de unii istorici asprimea muscălească, trebuia să fie oprită fiind în defavoarea Imperiului Rus,
pentru că țăranii începuseră să fugă din Moldova și Muntenia înspre Transilvania și chiar Basarabia, iar boierii își întorceau din nou fața spre turci și austrieci. Atunci, ca să nu le scape situația de sub control, rușii l-au trimis în Principatele Române pe generalul Pavel Kiselev. Adevăratele intenții ale generalului Pavel Kiselev. Pavel Kiselev era considerat de elitele cu viziuni liberale drept un funcționar de stat abil, școlit și progresist în acțiunile sale, iar, pe de altă parte, conservatorii cu viziuni monarhice îl considerau a fi un om periculos, cu o gândire prea dezlănțuită și care ar fi putut trece cu ușurință de partea revoluționarilor acelor timpuri. Însă revoluționarii, din perspectiva lor, îl considerau un acolit al țarului și un asupritor al maselor populare. În perioada în care a condus cele două principate române, generalul Kiselev a trecut la reformarea principatelor, mult rămase în urmă față de restul Europei. La prima vedere s-ar părea că a fost un conducător cu valențe pozitive, dar a fost departe de așa ceva. Nu se poate nega rolul jucat în modernizarea principatelor, dar tot ce a făcut generalul a avut și un substrat negativ pentru români. În secret, Kiselev lucra pentru guvernizarea principatelor, adică trecerea acestora definitivă în stăpânirea Rusiei. C.C. Giurescu scria: aceasta a fost partea obiectivă urmărită de Rusia, cea care se referă la restructurarea Moldovei și a Munteniei, însă fiecare acțiune pe care Rusia pretindea că o efectuează pentru binele principatelor române ascundea în spate intenția de a prelua vechile provincii turcești și de a le schimba în niște anexe ale Imperiului Țarist. Rusia își dorea un instrument de manipulare și de supunere a principatelor române. Rusia încerca să determine ca regulamentele organice să fie alcătuite în așa fel încât să blocheze instituțiile statului, să le facă direct dependente de curtea de la Petersburg și să supună boierii, pătura socială, elita din principatele române. Pe ascuns, generalul Pavel Kiselev a trimis țarului un plan de subjugare a principatelor. Acestea urmau să fie împărțite în gubernii, iar o parte dintre acestea intrau direct în proprietatea Rusiei țariste, precum Dobrogea, gurile Dunării, insulele din Delta și Marea Neagră, nordul Moldovei, etc. O parte din planul de trunchiere a celor două principate a fost dus la îndeplinire în anul 1878. Războiul ruso-turc din 1877-1878. Războiul ruso-turc din 1877-1878 a oferit României posibilitatea de a-și câștiga independența prin jertfa pe câmpul de luptă a miilor de soldați români. Prinsă între Imperiul Țarist Rus, care își dorea nespus de mult revanșa și teritoriile pierdute în urma războiului Crimeei, și Imperiul Otoman, ce agoniza puternic în ultimele decenii ale secolului XIX, marja de manevră a României era deosebit de redusă. România fie încerca să se alăture războiului dus de ruși împotriva otomanilor, fie rămânea neutră, dar cu trupe rusești pe teritoriul ei, expusă permanent pericolului să fie transformată în teatru de război, cum s-a întâmplat de atâtea ori de-a lungul istoriei. De la începutul conflictului, relațiile dintre Imperiul Țarist și România s-au desfășurat în condiții inegale. Rusia a negociat din poziție de forță o convenție cu autoritățile de la București, convenție ce permitea trupelor țariste să tranziteze teritoriul românesc. Mai mult, trupele rusești au trecut prutul, îndreptându-se către Dunăre, fără a mai aștepta adoptarea convenției în Parlamentul României. Încercările României de a încheia un tratat de alianță cu Imperiul Țarist pentru a se alătura conflictului s-au lovit de aroganța țarului Alexandru al II-lea și a prințului Gorceacov. Subestimarea forțelor otomane aflate la sud de Dunăre,
dar și a armatei române, reformată și pregătită de principele Carol, aveau să pună însă în pericol întreaga expediție rusă, condusă de marele duce Nicolae. Telegrama rușinoasă. Armata română aștepta mobilizată pe malul Dunării. Trupele țariste luau bătaie după bătaie, riscând astfel să piardă și războiul, dar și pe fratele țarului, încercuit de trupele turcești. Și, în ziua de 31 iulie 1877, la cartierul general al armatei române este primită o telegramă trimisă domnitorului Carol de marele duce Nicolae. Tonul și cuvintele spuneau totul despre situația în care se aflau trupele ruse. Turcii înghesuind multe trupe la Plevna ne înfrâng. Vă rog să faceți fuziune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treceți Dunărea așa cum doriți. Reamintim că atât țarul cât și marele duce nu le permiseseră românilor să intre și ei în război. Acum, această telegramă a stat la baza intrării efective a României în conflictul ruso-turc, iar sângele soldaților români vărsat la sud de Dunăre va consfinți independența României. Această telegramă a avut propria ei istorie, pe care o vom povesti în cele ce urmează. În lunile următoare, armata română va obține victorii importante la Grivița, Rahova, Smârdan, Vidin, culminând cu cucerirea Plevnei și capturarea comandantului armatei turcești, Osman Pasha. După victoria de la Plevna, armata otomană a capitulat, generalul Osman predându-și sabia generalului român Mihai Cristodula Cerchez. Românii excluși de la tratativele de pace. Participarea armatei române s-a ridicat la valoarea a 6 divizii, aproximativ 70.000 de militari, cu armament relativ modern. Însă, pentru prima dată într-un război de coaliție, trupele române și ruse se vor afla numai sub comanda unui șef de stat român, prințul Carol I. Astfel, statul român a consfințit, prin sacrificii, independența proclamată pe 10 mai 1877 și nu pe 9 mai 1877, cum pretindea propaganda comunistă. Din păcate, ulterior, după război, deși învingători, am fost dați la o parte de aliații ruși, care nu ne-au lăsat să participăm la negocierile de pace de la San Stefano, cu pretextul inventat că nu eram încă independenți juridic. Ba, mai mult, rușii ne-au șantajat cu cedarea sudului Basarabiei. Cele trei județe, Bolgrad, Ismail și Cahul, returnat Moldovei după conferința de la Paris din 1856, cu primirea Dobrogei, un teritoriu aproape turcizat la acel moment, dar românesc încă de pe vremea lui Mircea cel Bătrân. Prințul Carol nu a acceptat inițial aroganțele rusești și s-a ajuns la amenințări din partea rușilor că vor dezarma armata română. Moment în care principele Carol a rostit celebra replică: armata română care a luptat sub privirile țarului la Plevna poate fi înfrântă, dar niciodată dezarmată. Însă România a fost supusă la presiuni și mai mari din partea cancelarului german, Otto von Bismarck, și a fost nevoită să accepte propunerile rusești. De ce căutau sovieticii telegrama marelui duce Nicolae? În primele zile ale apariției trupelor sovietice la București, după 30 august 1944, când au reușit să ajungă și ei după insurecția din 23 august 1944, au început să mișune pe la diverse instituții ale statului român ofițerii NKVD, care tot se interesau de diverse documente. Deși nu eram stat ocupat, sovieticii se comportau ca și cum ar fi fost stăpâni pe moșie. Prin intimidări și amenințări, rușii intrau în diverse birouri și cercau să vadă tot felul de documente, hârtii. Ca fapt divers, potrivit unor martori bucureșteni, ofițerii ruși NKVD sau de stat major se deplasau prin București cu jeepuri americane primite prin programul Land Lease.
așa au ajuns encavediștii la Arhivele Naționale, unde, spre stupoarea funcționarilor, au cerut să le fie prezentate niște scrisori vechi de 67 de ani, și anume corespondența din 1877 a marelui duce Nicolae al Rusiei către principele Carol I al României. Din fericire, documentul nu a ajuns în mâinile rușilor. Nu se cunosc detalii dacă documentul se afla în acel moment în arhive sau era ascuns la Tismana, împreună cu tezaurul național, unde fusese ascuns de Banca Națională. Ce îi interesa mai mult pe sovietici era telegrama din 19 iulie 1877, 31 iulie 1877 pe stil vechi, a marelui duce Nicolae, fratele țarului Alexandru al II-lea și comandantul operațiunilor armatei țariste, prin care solicita disperat ajutorul armatei române, după ce trupele rusești încasaseră două înfrângeri în fața redutei otomane de la Plevna. Telegrama era dorită de sovietici pentru a șterge urma vreunei slăbiciuni a statului rus. Dar, spre interesul adevărului istoric, sovieticii nu au reușit să-și recupereze umilitoarea telegramă, deși ei, se spune, au făcut mari presiuni asupra guvernului Groza, dar și asupra regelui Mihai I. Congresul de la Berlin, organizat la inițiativa cancelarului Germaniei, Otto von Bismarck, Congresul de la Berlin, 13 iunie-13 iulie 1878, a reconfigurat granițele statelor balcanice, stabilind un nou echilibru în zonă în urma războiului ruso-turc, 1877-1878, din păcate pentru noi, a consfințit și raptul Imperiului Țarist la adresa României cu toată opoziția diplomației românești. Pentru România, participantă la război, tratatul încheiat la Berlin a însemnat recunoașterea condiționată a independenței sale. Mai precis, se impunea României acordarea cetățeniei române evreilor care locuiau în țară, dar și o cedare teritorială prin care îi erau retrocedate Rusiei cele trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad, ce fuseseră restituite României în 1856 prin Tratatul de la Paris. Pierderea era compensată prin alipirea la România a Dobrogei, a deltei Dunării și a insulei Șerpilor. Prevederile Tratatului de la Berlin referitoare la România au fost cuprinse în articolele 43-46. Se recunoștea independența României, dar și faptul că Principatul României retrocedează majestății sale împăratului Rusiei porțiunea teritoriului Basarabiei despărțită de Rusia în urma Tratatului de la Paris din 1856 și care l-a apus se mărginește cu talvegul Prutului, iar la miază zi cu talvegul brațului Chiliei și gura Starii Stambulului. În schimb, România primea ceea ce oricum era al ei. Insulele formând delta Dunării, precum insula Șerpilor, Sangeacul Tulcei, cuprinzând districtele Cazas, Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Măcin, Babadag, Cârșova, Chiustenge, Constanța, Mergidia, sunt întrupate cu România. Principatul mai primește, în afară de aceasta, ținutul situat la sudul Dobrogei până la o linie care, plecând de la răsărit de Silistra, răspunde în Marea Neagră la miază zi de Mangalia. Delegaților români Mihail Cogălnicianu, ministru al afacerilor străine, și Ion Cebrătianu, președinte al Consiliului de Ministri, nu li s-a permis să participe la negocieri, în schimb ei au fost invitați de cancelarul Otto von Bismarck să expună punctul de vedere al statului român în ședința din 19 iunie, 1 iulie. Au fost doar auziți, dar nu și ascultați. Nicolae Iorga. Concluzie. Anul 1877, dar și următorul, 1878, au fost pentru români 2 ani de grație,
Nu numai că și-au cucerit independența, dar au aflat și au înțeles adevăruri esențiale despre ei și despre cei din jurul lor. Bătându-i pe turși la Plevna, Vidin, Smârdan, românii obțineau prima victorie asupra turcilor după sute de ani. Pe de altă parte, românii au descoperit în marele aliat vecin creștin și ortodox, Rusia, un pericol lacom și fără scrupule. Ceea ce s-a văzut și mai clar după încheierea celui de-al doilea război mondial. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!